Cea mai mare cantitate de energie dintr-o construcție o pierdem prin transfer termic. Așa că hai să vedem ce înseamnă transferul termic. Fiecare material de construcție are de fapt 6 parametri de eficiență energetică. Primii doi sunt destul de cunoscuți și v-ați mai intersectat cu ei. Conductivitatea termică, despre care vom vorbi acum, permeabilitatea la vapori, inerția termică, a nu se confunda inerția termică a materialului cu inerția termică a clădirii, sunt asemănătoare ca noțiuni, dar sunt niște diferențe, asimilare termică, amortizare termică și defazaj termic. Ultimii trei parametri sunt mult mai importanți în calculul de transfer termic pe timp de vară, respectiv pentru protecția la supraîncălzire. Iar partea asta o voi trata într-un capitol dedicat. Conductivitatea termică este cantitatea de căldură transferată printr-un material de 1 metru grosime cu suprafața laterală de 1 metru pătrat atunci când între cele două fețe ale materialului există o diferență de temperatură de 1 grad. Întotdeauna, dacă ai văzut episodul anterior, transferul de căldură se face de la fața mai caldă către fața mai rece sau din zona cu temperatură mai mare către zona cu temperatură mai mică, indiferent de ce prag de valori vorbim. Conductivitatea termică e o caracteristică intrinsecă a unui material. Adică fiecare material are o astfel de proprietate, la fel cum are densitate și greutate implicit, textură, culoare, miros și toate proprietățile și alte proprietăți fizice care guvernează existența materialului în sine. Conductivitatea termică e notată cu lambda și o regăsiți în fișele tehnice ale tuturor materialelor de construcție folosite, fie că vorbim de materiale structurale, cărămidă, beton, BCA, lemn, fie că vorbim de materiale cu rol termoizolant. Ce mi-arată acest lambda de fapt? Mi-arată că cu cât lambda-ul este mai mare, cu atât materialul ce face? Lasă mai multă căldură să treacă prin el. Cu cât lambda-ul este mai mic, cu atâta lasă mai puțină căldură să treacă prin el. Păi, și noi într-o construcție ce ne dorim de fapt mai mult? Ne dorim ca energia termică din casă să nu iasă afară, adică să nu lăsăm căldura să treacă. De aceea e important ca materialele pe care le folosim să aibă un lambda cât mai mic. Vă arăt o mică comparație între diverse materiale de construcții cu valori lambda măsurate în watt per metru Kelvin aferente. De exemplu, dacă vorbim de cărămidă plină, cărămida plină are un lambda pe la 1,3-1,5 watts pe metru Kelvin. Cărămida cu goluri are un lambda cuprins între 0,8 și 1 watt pe metru Kelvin. Betonul are un lambda pe la 2,2-2,5 watt pe metru Kelvin. Lemnul are un lambda pe la 0,13 watt pe metru Kelvin, iar toate celelalte materiale termoizolante au un lambda sub 0,040 watt pe metru Kelvin. Nu am pus aluminiu pe grafic pentru că aluminiul este supraconductor termic și dacă l-aș fi pus pe grafic, tot graficul s-ar fi scalat, ar fi trebuit să fie mult mai mic și aluminiul ar fi ieșit aproape de pe ecran ca și diagramă. Unde întâlnim aluminiu în construcții? Îl întâlnim la tâmpării, unde distanțierul între foile de sticlă, fie că vorbim de dublu vitraj, fie că vorbim de triplu vitraj, de cele mai multe ori este din aluminiu. Ce puteți observa acolo pe timp de iarnă? Condens. De ce? Pentru că aluminiul fiind supraconductor termic, transferă căldura mult mai repede sau conduce căldura mult mai repede pe acolo și implicit zona se răcește. De aceea, răcindu-se, acolo apare condens. O mică observație am, valorile pe care eu vi le-am spus acum aici sunt coeficienți de transfer termic medii. Fiecare material și fiecare producător în parte are dată în fișa tehnică această valoare a coeficientului de transfer termic, coeficient care este verificat și agrementat de către o instituție agrementată în construcție. Ce mai trebuie să știți este că un material este considerat termoizolant dacă lambda-ul este sub 0,065 watts per metru Kelvin. Este slab izolant dacă lambda este cuprins între 0,065 watts per metru Kelvin și 0,090 watts per metru Kelvin și nu este considerat material izolant dacă lambda este mai mare de 0,090 watts per metru Kelvin. Valoarea lambda este raportată la o grosime de 1 metru efectiv a unui material. Acum însă noi în construcții folosim diverse grosimi,
fie că vorbim de cărămide de 25 cm grosime, 37 cm grosime, lemn de 10 cm grosime, termenizoate de 5 cm sau de 40 cm grosime. Deci noi avem nevoie de un coeficient care să ne arate acel material pus în operă cu acel coeficient de transfer termic lambda, cu acea grosime, câtă energie pierdem prin acest material. Și așa ajungem la noțiunea de transmisivitate termică, care se notează cu U mare sau cu U mic, depinde de denomenclator. Transmisivitatea termică este practic cantitatea de energie care se pierde sau care trece printr-un material de o anumită grosime D, cu o anumită valoare lambda, atunci când pe cele două fețe ale materialului ce are suprafața de 1 metru, există o diferență de temperatură de 1 grad. Practic, numeric vorbind, U este egal cu lambda supra D, adică este egal cu watt per metru pătrat Kelvin. Și acum facem un mic exercițiu. Am un material de 10 cm grosime, asta înseamnă 0,1 metri. Dacă acest material ar fi din beton, de exemplu, cu un lambda de 2,5 watts pe metru Kelvin, am avea pentru fiecare metru pătrat de perete, la o diferență de 1 grad, un transfer de energie egal cu lambda supra D, adică 2,5 watts pe metru Kelvin împărțit la 0,1 metri, înseamnă 25 de watts per Kelvin. Adică pentru fiecare grad Kelvin diferență de temperatură între cele două fețe, noi pierdem prin 10 cm grosime și 1 metru pătrat 25 de watts. Dacă am avea 10 grade diferență, am pierde 250 de watts. Dacă am avea o diferență totală de temperatură de 40 de grade, adică 20 de grade pe fața interioară a peretelui, cât e temperatura standard de confort interior, și minus 20 de grade cât e afară, în general, în lunile de iarnă, în anumite zone din România, pe această diferență totală de temperatură de 40 de grade, am avea o pierdere energetică de 1 kW. Exact. Noi am pierde prin un metru pătrat de perete din beton, de 10 cm grosime, 1 kW. Înmulțiți asta cu suprafața pereților unei case, care de obicei depășesc 100-120 de metri pătrați, și așa puteți afla cantitatea de energie care s-ar pierde printr-un element. Hai să facem un exercițiu împreună și acum să ne gândim la această bucată ca fiind din lemn. Are 10 cm grosime, coeficientul de transfer termic lambda este 0,13 W pe metru Kelvin și pentru o diferență de temperatură de 20 de grade la interior și minus 20 de grade la exterior am pierde 1 kW. Lăsați un comentariu mai jos să verificăm dacă ați înțeles calculul. În unele documentații, în loc de transmisivitate termică, mai întâlnim noțiunea de rezistență termică, dar ele sunt mărimi complementare. Adică, practic, rezistența termică este 1 per transmisivitate termică și înseamnă efectiv proprietatea unui sistem de a se opune trecerii căldurii prin grosimea lui. Și rezistența termică se măsoară în metri pătrați per Kelvin per watt. În general, în construcții, nu folosim un singur material și o singură grosime, ci folosim o sumă de materiale, respectiv o stratificație care e făcută din două sau trei materiale cu proprietăți termice diferite și de grosimi diferite. Fie că vorbim de configurații simple de perete, precum cărămidă, tencuială interioară, tencuială exterioară, fie că vorbim de stratificații complexe de perete, cum ar fi structură din lemn, cu osatură, cu placare OSB sau termoizolație, rezistența termică a fiecărui material se adună la rezistența termică totală a întregului pachet și practic avem o sumă per componente, sumă care se calculează ca fiind o sumă lineară, atenție, de rezistență. Transmisivitatea termică este 1 pe rezistența termică totală și de obicei aici se mai fac greșeli de calcul, dar nu vă bat la capul chestia asta pentru că o să vă arăt un programel de calcul destul de intuitiv, de prietenos, în care se fac toate aceste calcule. Ce e important, doar să știm că rezistența termică a unui sistem, și aici când mă refer la sistem, este un pachet de stratificații, este egală cu suma rezistențelor termice ale fiecărui component, la care se mai adaugă, după cum vedeți pe ecran, alfa I și alfa E, adică rezistența termică a aerului la suprafața interioară a peretelui, respectiv rezistența termică a aerului la suprafața exterioară a peretelui. Astea sunt niște coeficienți destul de mici, cu impact nu neapărat foarte mare în transferul termic, dar trebuie luat în calcul.
Pentru că aerul e un mediu fluid, e ca apa. Dacă bași ceva în apă, când bași ceva în apă, se udă. La fel și toate corpurile care stau în aer, între ghilimelele putem spune că sunt udate de aer, adică există un strat, o peliculă foarte fină de aer care stă lipit de material. Și acea peliculă de aer care stă acolo are anumită rezistență termică. Și în calculul termic se ține cont de acest lucru. Dacă aș avea un pachet format din trei tipuri de materiale, însemnând fiecare material cu coeficientul de transfer termic lambda 1 și fiecare material cu grosimea lui de specifică de egală cu D1, noi putem calcula și putem determina într-un punct oarecare care ar fi temperatura efectivă în acel pachet. Am putea să ne imaginăm, de exemplu, că dăm o gaură mică în această stratificație, băgăm un termometru și putem să măsurăm acolo temperatura. De ce este important asta? Pentru că asta se corelează mai departe cu transferul de vapor și cu apariția punctului de rouă. Dar pentru detalii mai multe legate de transferul de vapor, urmărește videoclipul dedicat transferului de vapori în continuare la secțiunea cursuri. Rezistența termică este definită în normativele în construcții și are niște valori minime care trebuie respectate. Foarte puțin dintre noi știm asta, pentru că zona de conformare energetică nu e un lucru care să doară atât de tare, dar în normativul C107 din 2005 sunt definite ca valori minime ale rezistențelor termice, respectiv valori maxime ale coeficienților de transfer termic, pentru fiecare element de anvelopă de construcție aferent unei clădiri. De exemplu, pereții exteriori al unei clădiri ar trebui să aibă coeficientul de transfer termic U maxim 0,56 W pe metru pătrat Kelvin, indiferent din ce material este realizat peretele respectiv, că vorbim de cărămidă, că vorbim de BCA, că vorbim de lemn. Tâmplăria exterioară ar trebui să aibă un coeficient maxim de 1,3 W pe metru pătrat Kelvin, coeficient transfer termic. Asta ar trebui să se regăsească în ofertele de preț pe care le primiți atunci când cereți o ofertă de preț pe tâmplării. Fiecare ochi de tâmplărie trebuie să aibă această valoare îndeplinită. Planșele de la ultimul nivel de tip terasă sau cele care sunt la ultimul etaj, și ele trebuie să aibă un coeficient de transfer termic maxim de 0,20 W pe metru pătrat Kelvin. Și așa mai departe, fiecare subcomponentă din casă este definită atât după standardul românesc, însă există o definire a lor și după standardele de eficiență energetică din Europa, care standarde acum se mulează tot mai mult pe standard de casă pasivă. Un alt exemplu este că, din perspectiva standardului de casă pasivă, coeficientul de transfer termic maxim al unui element de anvelopă opacă trebuie să fie sub 0,15 W pe metru pătrat Kelvin. Asta înseamnă că e de 4 ori mai riguros standardul de casă pasivă decât standardul din România. Iar dacă vorbim de tâmpării, tâmpăria trebuie să fie sub 0,85 W pe metru pătrat Kelvin, în raport cu 1,3 W pe metru pătrat Kelvin, cât este standardul din România. Normativele în construcții sunt niște reglementări tehnice cu caracter legislativ. Orice proiectant, fie că este arhitect, inginer de instalații sau executant, trebuie să respecte în litera legii parametrii care sunt acolo. Este o lume ușor stufoasă și uneori greu de înțeles. Dacă vreți să dezvolți și partea de normative și să parcurgem rând pe rând normativele principale din construcții, să vă arăt care sunt zonele pe care trebuie să le aplicăm în construcții, atunci lăsați-mi un comentariu la acest video și o să le parcurg rând pe rând. Am parcurs transferul termic, urmează să parcurgem transferul de vapori și apoi o să-ți arăt un programel prin care poți să-ți dimensionezi singur stratificațiile și poți să-ți verifici singur materialul de construcție folosit în proiectul tău. Așa că urmărește în continuare secțiunea de cursuri.